În fiecare an, pe data de 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Cu acest prilej și municipiul Megidia își cinstește patronii spirituali. Astfel, pe 28 și 29 iunie, în municipiul de peste canalul Dunăre Marea Neagră, au avut loc ample manifestări dedicate acestei sărbători, la care au participat foarte mulți credincioși alături de reprezentanții autorităților locale. Sărbătoarea religioasă a debutat miercuri 28 iunie cu slujba vecerniei și cu o impresionantă procesiune cu moaștele Sfintei Mucenițe Marina, Sfântului Gheorghe, Sfântului Nectarie de Eghina și Sfântului Constantin cel Mare. Săvârșită cu binecuvântarea înaltpreasfinției sale Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Acesta a fost însoțit de un sobor de preoți și diaconi din municipiu și localitățile limitrofe, reprezentanții administrației publice locale și numeroși credincioși. Joi, în sfânta zi de sărbătoare, locuitorii au fost invitați în piațeta Decebal să vizioneze piesa de teatru intitulată Ocrotitorii noștri, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, interpretată de copiii din cadrul cercului de teatru coordonat de Aurica Enea. Și Moise, și despre locul acesta sfânt? Bărbați, frați și părinți, ascultați! Domnul Slavei i s-a arătat lui Avram pe când era în Mesopotamia și i-a zis: ești în ținutul tău și din udenia ta și vino în ținutul pe care ți-l voi arăta eu. A fost pregătită în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ce ați văzut dumneavoastră pe scenă este cuprins în Biblie, Biblia cu ilustrații se numește, volumul 7, scrisă, diortosită și adnotată de Bartolomeu Anania după Septuaginta. Cuprinde aspecte din viața Sfântului Apostol Petru și Apostolului Pavel, o parte din viața acestora. Cât de greu a fost să pregătiți această piesă de teatru? A fost destul de greu pentru că pentru personajele principale frazele au fost foarte, foarte lungi, erau de fapt prelegeri de ale lor și necesitau o memorie foarte bună. Cât timp a durat? De la Paști și până astăzi. Corala Armonia Arhiepiscopiei Tomisului a fost desemnată în anul 2014 cel mai bun cor bărbătesc din lume la Jocurile Corale Mondiale din Riga, Letonia. Cei 30 de membri ai corului cu vârste între 24 și 40 de ani cântă atât muzică religioasă cât și muzică populară românească. Orașul Megidia a renăscut. Are cu adevărat acum niște repere pe care nu le-am bănuit. Este peste celelalte orașe. Aș putea să spun că prin aceste manifestări religioase, prin sceneta cu viața apostolilor, se ridică chiar deasupra Constanței. Pentru că aici sunt oameni cu multă dăruire. Și pregătiți, și credincioși, și care oferă tot ce au mai bun sufletelor copiilor. De aceea, iată această piesă care pune în lumină faptele apostolilor Petru și Pavel, este o lecție magistrală de nivel universitar. Copiii aceștia s-au ridicat prin talentul lor artistic, prin memorie excepțională, prin modul de a pune în evidență adevărul, s-au ridicat deasupra tuturor. De aceea felicit pe toți locuitorii acestui oraș că și-au ales un primar vrednic, că au aici dascăl de seamă și au copii de mare viitor. La manifestare a fost prezent și înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a urmărit recitalul alături de primarul Valentin Vrabie și viceprimarul Luminița Vlădescu. În această seară am interpretat piese folclorice
populare, tradiționale populare, din zona Bihorului și din zona Maramureșului, într-un cuvânt. Cum a fost publicul? Cum v-a primit? Da, publicul a fost foarte, foarte solitar și emoționant și publicul a fost de bun augur, bucuros. Și am citit pe fețele lor, la început, chiar dacă am prezentat așa, să zic, o dezamăgire pentru ei, dar după aceea n-a fost o dezamăgire, ca toți i-am făcut, i-am mobilizat la aplauze. Ce înseamnă datoria unui artist, atât rapsod popular cât și cel de operă, simte publicul în mână prin aplauze. Prin ceea ce dă publicul așteaptă de la artist, așteaptă căldura și jocul de scenă, vibrația sa. Deci, într-un cuvânt, artistul trebuie să trăiască pentru public și publicul, la rândul, trebuie să trăiască pentru artist. Megidienii au fost foarte încântați de concertul de muzică populară autentică oferit de Corala Armonia în acompaniamentul orchestrei Divertis din Basarabia. Este super, mai ales că este pe această scenă Corala Episcopiei. Vă dați seama că este ceva excepțional. Astăzi a fost prezent și arhiepiscopul Tomisului Teodosie. Ce ne puteți spune? Cum a fost și sceneta copiilor? Sceneta a fost foarte bine realizată, mai ales că a fost această temă religioasă care nu prea a fost pusă în scenă până acum. Și despre prea înaltul ce pot să spun, că aseară am făcut împreună și procesiunea care a avut loc pentru prima dată în acest oraș, mai ales că au fost decretați ca patron spiritual al orașului Sfântul Petru și Pavel. O impresie foarte bună. Părintele Petrică ne-a făcut o surpriză mare. Foarte bineveniți. Foarte bineveniți. Astăzi a fost prezent și arhiepiscopul Tomisului Teodosie, dar totodată și tinerii copii au făcut o scenă foarte frumoasă. Ce ne puteți spune? Ce impresie foarte aveți? Foarte deștepți copii. Foarte, foarte frumos. Foarte... Fericii de mama care i-a făcut. Și așa să dea Dumnezeu să meargă înainte. Să fim sănătoși, să venim și la anul. Cum vi se pare corul Armonia? Cel mai bun. Eu l-am văzut și la televizor de atâtea ori și mi-a plăcut. Foarte bun. Bun, frumos. Băieți frumoși, voce bună, ne place, ne place și să mai vină să ne mai dea așa spectacol. Nouă ne place foarte mult acest gen de muzică și e pentru noi, pentru vârsta noastră. Astăzi copiii medgidieni au pregătit o superbă... Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Am observat că credeau în ceea ce spuneau. Mi-a plăcut foarte mult. N-am să le spun decât bravo. Bucur că și-a făcut timp de au venit aici la noi în oraș. Da. Cu preasfințitul și-au participat. Începând din acest an, conform hotărârii Consiliului Local 25 din 23 martie 2017, Sfinții Apostoli Petru și Pavel au devenit în mod oficial patronii spirituali ai orașului.